Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Azi vom merge să dăm și noi un mic tratament la floarea soarelui. Avem aici pompa de herbicidat. Îi dăm mai exact un insecticid de contact pentru că avem atac de rățișoară. Azi suntem în imediat, în 10 mai. Floarea la noi în zonă a răsărit. La câte unii dintre noi care am apucat să o punem. Am avut și noi parte de o ploaie după sămânat. În jur de 13 litri a plouat. Am aici, ăsta e calculatorul de la semănătoare. Nu v-am făcut videoclip de la semănat. Știu că n-am mai postat de mult, dar o să încerc să postez mai des. Asta e tractorul care îl știți, un SAME de 70 de cai. I-am făcut și noi revizia generală în iarnă. Am chemat reprezentanța, are 2135 de ore. Pompa de aici din spate e o pompă de 400 de litri cu lăncile de 12 metri. Asta e pompa de aici din spate. Mergem cu o viteză 6,5 km pe loc, la o rotație a prezii de 540, cu 400 de rotații pe minut, să vă zic așa, în bord. Cam așa se prezintă grâul la noi în zonă. E un pic bolnav, are piticire, făinare din cauza fidelor, să vă zic mai exact, în special la grâul Glossa. Și ce să vă mai zic, revenim de la loc. Cam așa arată și floarea. Acum începe să iasă din pământ. Ia, cam așa ceva. Este destul de micuță și acum să vedem unde o să găsim și o rățișoară, să vă arăt. Ia uitați că am găsit și dăunătorul nostru. Ia uitați cum stă aici la soare. Și floricica cam este mâncată pe unele locuri. Ia uite, ăsta e dăunătorul nostru. Și floricica acum începe să iese din sol. Ia uitați. Ia uitați și aici. Și el își cam face de cap. Dar o să intervenim noi cu un insecticid. Ia uitați. Aici a atacat-o puțin. Da. Să pun telefonul așa. Aici a început să iese așa cu ghiocica în cap, să zicem așa. Am desfăcut și pompa și să trecem să-i dăm bătaie. Gata, ne-am urcat și în tractor, să tragem volanul. Lăsăm frâna de mână jos, așa frumos. Cuplăm de aici 4x4. Priza. Pompa a început să bage, o lăsăm mai jos și îi dăm în față. Și mergem cu în jur de 400 de rotații. Și cam așa bagă pompa. Poate și un pic vântul, dar n-are nimic, uitați așa bagă. Ceva din substanță tot ajunge. Am oprit și lancia, pornim din nou priza, în viteză am băgat și acum mergem doar cu o parte. Acum vedeți, partea cealaltă nu mai merge, merge decât asta. Ne încadrăm la fix. Aici nu jucăm nimic. Ia uitați, se încadrează la fix tractorul.
nu joacă rândurile. Da, uite ce frumos pompează. Și acum să sperăm că vor pieri dăunătorii noștri după acest insecticid de contact. Da, și revenim din următoarea parcelă. Gata, și am revenit și din următoarea parcelă. Am lăsat pompa un pic mai jos ca să avem o aplicare pe suprafață mult mai bună, deoarece bate și vântul. După cum vedeți, îl duce puțin. Aici e undeva mai bolovănos, să vă zic așa, mai... Trebuie să fiu foarte atent la pompă, să nu dau cu plancea în pământ. Și în același timp să nu joc nici floarea. O să ridic puțin la capăt. Reducem. Ne încadrăm iarăși pe urmele de la semănătoare. Accelerăm puțin. Așa bagă. Încercăm să nu jucăm nici floarea soarelui, că este un pic hot și se bate. Da, și cam atât cu acest videoclip. O să revenim cu altul, cred că tot de la erbicidat, tot de la tratament, că mai am câteva hectare și acelea o să le fac în altă zi, pentru că încă n-a răsărit, că am pus-o pe zile, să vă zic așa. Azi câteva hectare, mâine câteva hectare și tot așa iese, pe zile. Da, și o să ne auzim într-un alt videoclip. Nu uitați de like, share și subscribe.